Ctitorită de Patriarhul Teoctista Răpașu, Mănăstirea Duminica Sfinților Români din București și-a sărbătorit astăzi hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre dobândirea Sfințeniei. Sfințenia este un atribut absolut al lui Dumnezeu și prin modul în care El se arată și se manifestă în lume. El este absolutul, El este cel atot sfânt, atot bun, atot puternic și putem să enumerăm toate calitățile sale care sunt intrinseci, pe care noi nu le putem sonda, dar care se manifestă în lume și de aceea El este cel ce a spus oamenilor prin prorocul Moise și i-a îndemnat: fiți sfinți precum eu însumi sunt sfânt. Acesta este un îndemn veșnic și prin aceasta Dumnezeu arată că sfințenia este de împărtășit și acestei ființe care este coroana creației sale, omul. Desigur, nu toți ne putem bucura în același grad de sfințenie ca și sfinții, însă cu toții suntem datori să ne străduim, să ducem o viață în credință, dar credința noastră trebuie să fie urmată și de o lucrare sfântă în viața noastră, în primul rând pentru curățirea de tot ceea ce înseamnă patimă și cădere, o curățire a sufletului care merge de la despătimire până la dobândirea darurilor dumnezeiești, dintre care cele mai importante sunt și virtuțile cele mai de sus, care încununează strădania pentru dobândirea virtuților și care sunt credința, dragostea și nădejdea. La finalul Sfintei Liturghii a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal, ridicat între anii 2003 și 2006. Punerea sub binecuvântarea Sfinților Români a lăcașului de cult aflat la marginea de sud-est a capitalei a avut loc în data de 29 octombrie 2006, când a fost târnosită biserica. Este o ctitorie patriarhală, vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist. A fost sfințit în anul 2006 și de atunci a devenit o vată de rugăciune monahală care poate de grijă celor care sunt în jurul nostru aici, pentru că orașul București s-a dezvoltat foarte mult, dar mai ales și orașul Popeșul Olden, și noi suntem la confluența dintre cele două orașe și aici vin foarte mulți credincioși și foarte mulți tineri. Ne puteți spune câteva lucruri despre sentimentele pe care le-ați trăit astăzi participând la slujba de hram? Sunt niște sentimente înălțătoare și datorită faptului că comunitatea din Popești e strâns unită în jurul acestei mănăstiri. Și parcă astăzi mai mult decât în alte zile a fost așa o însuflețire mai mare a noastră, a tuturor. Și după părerea mea, calea Sfinților Români și calea Sfinților în general, în vremurile pe care le trăim astăzi, e singura cale. Ce putem învăța de la Sfinții sărbătoriți astăzi? Să fim smeriți, să citim cât mai multe cărți, sfinți și să ne încadrăm în viața creștinească. În anul 2008, Mănăstirea Duminica Sfinților Români primește al doilea hram închinat Sfântului Cuvios Teoctist din Palestina, pomenit în data de 3 septembrie.